Noi oportunități pentru ieșenii care sunt în căutarea unui loc de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași publică săptămânal o listă cu locurile vacante din județ și din străinătate. În această perioadă, în județul Iași sunt disponibile 550 de locuri de muncă vacante. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 30 de joburi pe poziții de inginer, inginer chimist, inginer energetician, asistent marketing și asistent manager. Între sutele de locuri de muncă disponibile, ca de fiecare dată, se remarcă cele din domeniul serviciilor. Pe domenii de activitate, cele mai multe oferte se înregistrează în sectorul serviciilor. Vorbim de aproximativ 200 locuri de muncă. De asemenea, în construcție, angajatorii au comunicat în această perioadă 62 oferte, iar în industrie se înregistrează 140 locuri de muncă. Ieșenii care doresc să lucreze în străinătate pot opta pentru unul din locurile de muncă dispuse de rețeaua EURES. Din partea angajatorilor din spațiul Uniunii Europene sunt disponibile 830 de locuri vacante. Cele mai multe oferte vin din Germania pentru personal pentru gastronomie și dezvoltări de software. Ultimele oferte se adresează persoanelor care doresc să lucreze în gastronomia de sistem. Vorbim de bucătari, personal de servire sau specialist în restaurant. Salariile variază de la 8,84 euro brut pe oră pentru bucătari până la 2200 euro brut pe lună pentru personalul care este specializat în restaurant. Toți cei interesați pot apela la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași pentru mai multe informații legate de depunerea dosarelor și pentru interviuri.